Ziua 447 Ziua a început cu încă o lovitură de precizie, Storm Shadow, asupra obiectelor militare ruse din Luhansk. Ținta loviturii de precizie de astăzi a fost un cămin pe teritoriul fostei Academie de Aviație, ceea ce înseamnă că ucrainenii au vizat zonele de concentrare a forțelor. Localnicii au raportat că au auzit două lovituri și că prima a fost fără explozie. Acest lucru indică faptul că ucrainenii continuă să folosească rachete momeală ADM-160 pentru a păcăli apărarea aeriană rusă, ceea ce se dovedește a funcționa. Apoi nu știu cât de bine funcționează dacă și momiala până la urmă lovește ținta. Oficialii ruși susțin cu sinceritate că Academia era goală. Totuși, chiar și cele mai importante surse ruse se îndoiesc că ucrainenii își folosesc cea mai avansată armă, dar cu număr limitat, pentru a lovi clădiri goale de 6 ori la rând. Există de asemenea o discuție uriașă cu privire la motivul pe care ucrainenii au început de la Lugansk, deoarece toată lumea se așteaptă ca ucrainenii să dezlănțui această nouă armă asupra Crimeei. Cel mai mare motiv este că rușii din Domba se pot adapta cel mai repede la lovituri. Tot ce trebuie să facă este să se retragă 20 de kilometri înapoi pe teritoriul Rusiei pentru că atunci, în teorie, ucrainenii nu vor putea ajunge la ei. Pentru că, din motive politice, ucrainenii au acceptat să nu folosească rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi teritoriul Rusiei. Și nu s-a întâmplat asta până acum. Nu mă vedeți de trai cu ochiul spre aerodromul lângă Moscova. <laughs> pe de altă parte... Pe de altă parte, rușii din Zaporizhia și Crimea nu se pot deplasa doar 20 de kilometri înapoi pentru a se ascunde de rachete. De ce? Nu știu nota? Linia de aprovizionare este deja extrem de lungă, așa că rușii trebuie să-și păstreze centrele de comandă, căzărmile și depozite de muniții acolo unde se află, în ciuda bombardările iminente. Deci, faptul că ucrainenii încep de la Lugansk asigură că ucrainenii pot provoca mai multe daune forțele ruse pe termen lung. Astăzi, oficialii ruși au confirmat că ucrainienii au efectuat cu succes un atac de drone asupra obiectelor militare ruse din regiunea Briansk. Drept urmare, ucrainenii au distrus cel puțin 5 echipamente. Și bineînțeles, o mulțime de știri vin și din direcția Bahmutului. După defrișarea pădurii, ucrainenii au început să-și intensifice pregătirile artileriei. O mulțime de luptători ucraineani din mai multe detașamente de asalt au raportat despre pregătirea pentru operațiunea de asalt a următorelor poziții de pe front. La sudul Ivanivskei există o mulțime de drumuri mici de-a lungul liniilor de copaci, unde rușii au pregătit o mulțime de tranșee. Imaginile recente arată cum ucrainenii folosesc UR-77 meteoritul pentru a trage o încărcătură explozivă de 70 de metri lățime, pentru a curăța întreaga rețea de șansuri într-o explozie mare. Și aici o steluță, pentru că știți câți meteoriți au avut Ucraina la începutul războiului? Zero. Dar acum am văzut eu, cu ochii mei cei frumoși, minim 16 bucăți. 16 bucăți individuale, nu aceeași de 16 ori. <laughs> um, și întrebarea e, de unde au făcut rost ucrainenii de atâția meteoriți? Pentru că meteoritul a intrat în funcțiune în 78 sau așa ceva. Și deja pe vremea asta, sovieticii nu mai împărțeau jucările frățește. Și în 91, după ce au picat uh, USSR-ul, USSR au chiar luat meteoritul din Ucraina înainte să ia bombele atomice. Deci Ucraina și de-a dorit nu au putut cumpăra meteoritul că nu au avut de unde. și că repet întrebarea, de unde credeți că au făcut rost de atâția meteoriți? Răspunsul e probabil Liman, unde rușii au abandonat eroic bazele cu toate echipamentele înăuntru. Spasiva? În fine, înapoi la știri. Ucrainenii bombardează nu numai prima, ci și a doua și a treia linie. Scopul acestor lovituri mai profunde este de a distruge rezervele rusești și de a crea dezordine în proviziile lor. Recunoașterea aeriană ucraineană a început deja să-i libereze Codema. Un videoclip recent arată cum ucrainenii au găsit și au distrus un sistem rus de apărare aeriană. Apoi, având în vedere recentul record, poate trebuia totuși să lasă în pace, poate mai dobora din greșeală încă 4-5 avioane rusești din greșeală. Când vine vorba de orașul în sine, au fost multe schimbări în ultimele șapte zile. Ultima dată v-am spus că forțele ruse au reușit să pătrundă în apărarea ucraineană din nord-est și să stabilească controlul asupra clădirii exterioară, pe care ucrainenii au demolat-o. După câteva zile în care s-au bombardat pozițiile ucrainene cu muniții incendiare și au dat foc întregii zone rezidențială de vest, forțele ruse au reușit să submineze apărarea ucraineană. Noua lor țintă a devenit clădirile situate de-a lungul străzii Levanskogo. Ucrainenii au încercat să-și folosească tancurile pentru a alunga trupele Wagner din clădirile înalte. Dar cu fortificația atât de mari, această tactică nu a funcționat la fel de bine și doar a încetinit avansul rusesc. În ultimele două zile, forțele Wagner au reușit să-și dezvolte și mai mult capul de pod și au stabilit control asupra supermarketului local. Un luptător din brigada 24 de asalt ucraineană a raportat că rușii și-au stabilit poziția în jurul școlii numărul 12. În partea de sud a regiunii, situația este mai stabilă. Ucrainenii continuă să controlează strada Ceaikovskogo și să tragă în pozițiile rusești din colegiul industrial. Scopul principal al rușilor de aici a fost să pătrundă în pozițiile ucrainene dincolo de colegiu și să lovească cetatea din spate. Cu toate acestea, s-au blocat și au continuat să piardă oameni în încercarea de a traversa strada. Să rezumăm, vântul bate, apa trece, bahmutele rămân, doar grea și nu-i frumoasă viața rusului în timp ce ucrainenii de pe flancuri încercuiesc încet pe Stalin Bahmut din două părți, ucrainenii din interiorul orașului continuă să atragă asupra lor forțele ruse. Scopul principal aici este de a împinge pe ruși până la punctul fără întoarcere, unde chiar dacă aceștia vor stabili controlul de plin asupra orașului, ar fi o victorie foarte amară deoarece se vor trezi înconjurați. Și atunci te poți filma cât vrei înjurând pe Șoigu, că și de-ar vrea Șoigu să-ți trimită muniție, n-ar putea acum. Operațiunea este destul de riscantă, în drum sunt mai multe fortificații formidabile, ca și anume în Clișcivca. Vestea bună este că ucrainenii vor lua cu asalt din malul munților, ceea ce va simplifica semnificativ sarcina. Șeful ucrainean al forțelor de est a sosit din nou în direcția Bahmutului și, și s-a speculat că a sosit cu instrucțiuni pentru a doua fază a operațiunii de contraîncecuire a Bahmutului. Deci acum e momentul să vă abonați și să mă ascultați zilnic, să vedem ce se întâmplă în continuare. Vai, ce nu-mi plac chestiile astea, dar mă ajută foarte mult dacă chiar vă abonați. Mulțumesc.